veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Cu voia Domnului și Dumnezeului nostru să intrăm într-o nouă tematică la studiu biblic, intitulată De vorbă cu Iisus. O să parcurgem Evangheliile și o să surprindem dialogurile dintre Iisus și oamenii cu care a intrat în contact. Noi chiar avem o cântare frumoasă cu Iisus, Vreau să stau de vorbă. În timpul vieții sale pământești, el a fost foarte aproape de oameni, mai aproape decât alți conducători religioși din vremea lui, chiar dacă a avut un timp de slujire relativ scurt în comparație cu viața noastră pe pământ, se discute cu un om, cu toți cei care erau de față, chiar de la vârsta de 12 ani, stătea de vorbă cu bătrânii. Le răspundea, punea întrebări. În aceste dialoguri, uneori el a inițiat un parteneriat, el a întrebat sau el a făcut vreo provocare sau vreo chemare, alteori a fost el întrebat cu gând sincer sau cu gând de ispitire și, cu excepția unor situații speciale din timpul procesului, Domnul a răspuns. A răspuns după înțelepciunea care o avea după călăuzirea Sfântului Duh care era peste el. În această primă lecție o să ne oprim să observăm chemările adresate de Domnul ucenicilor, primele discuții cu oamenii și în mod special cu cei mai de aproape oameni, pentru că vom vedea că cele mai multe discuții le-a avut cu ucenicii sau cu cei care se credeau ucenicii altcuiva, cum este cazul fariseilor. Dar să intrăm acum în această primă lecție și pe celelalte le vom observa la momentul potrivit. Este știut din Scripturi că Domnul nostru Iisus Hristos a chemat oamenii la mântuire, dar totodată a chemat oamenii în lucrarea sfântă. Dacă în Vechiul Testament existau preoți chemați pe spiță de neam, dacă existau leviți, dar ei erau una și aceeași seminție, în Noul Testament, de când împărăția se ia cu năvală, după cum nici evreii nu mai au doar ei dreptul la mântuire, de asemenea, orice slujire, orice activitate nu se mai moștenește. Nu se preia ca și o slujbă preoțească vechi testamentală sau ca și o slujbă monarhică. Domnul este gata să primească pe oricine și la mântuire, dar și în lucrare, El este Cel care alege, Cel care hotărăște. În Evrei, capitolul 3, versetele 1 și 2, avem surprinse ambele aspecte ale chemării. Atât a mântuirii, cât și cea a lucrării. Dacă suntem chemați la mântuire, vom primi ca plată viața veșnică, în ideea acceptării ei și a rămânerii. Dacă suntem chemați la o lucrare, fie ea orice lucrare, va primi o răsplată. Domnul Iisus spunea că nici cine a dat un pahar de apă nu va rămâne nerăsplătit. De aceea, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostol și marele preot al mărturisirii noastre, adică la Iisus. Și când, dacă nu acum, pe parcursul studiilor de vorbă cu Iisus, ar trebui să îl ascultăm la ceea ce vorbește. Care a fost credincios celui ce l-a rânduit, cum și Moise a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu. Moise a fost chemat să facă o lucrare, Domnul a făcut o lucrare și ne-a făcut pe toți părtași la lucrarea lui. Pentru că efectiv noi suntem trupul lui, nu doar în vederea mântuirii, El este mântuitorul trupului, dar suntem și trupul Lui în vederea slujirii. Suntem mădularea ale trupului Său și fiecare are ceva de făcut pentru Domnul. Noi ne vom opri în Evanghelie să urmărim chemările celor 12 apostoli, a celor 70 și altora și vom vedea în ce măsură Domnul ni se adresează și astăzi, chemându-ne, în ce fel putem să înțelegem chemarea. Pentru că Domnul a spus în Evanghelia după Matei, în capitolul 9, versetele 37 și 38, într-un moment al chemărilor, următoarele cuvinte. Atunci a zis ucenicilor săi, mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Amin. Chemarea celor 12 apostoli. Și vreau să vă reamintesc, ei au un loc deosebit, Mântuitorul le-a promis că vor sta pe 12 scaune de domnie și vor judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel, Matei 19, versetul 28, dar în biserică,
De-a lungul secolilor, Domnul a mai rânduit și alți apostoli, în sensul că a chemat oameni pe care apoi i-a trimis să înființeze biserici. În Noul Testament, Barnaba este numit apostol, Iacov, fratele Domnului, este și el numit apostol, în Roman 16 mai sunt trecuți dintre apostoli, în 2 Corinteni 8, mulți alți apostoli, dar cei 12 au avut chemarea lor distinctă, specială. Domnul i-a chemat și ei au înțeles. După cum Domnul rămâne ca mare păstor și oile înțeleg glasul, nu se duc după un străin, pentru că pot face diferența, au discernământ în a ști care este o chemare de la Dumnezeu și care nu. Primii patru ucenici chemați de Domnul sunt două perechi de frați, fiii lui Iona și fiii lui Zebedei. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 1, se pare că avem prima relatare a întâlnirii dintre Domnul Iisus și ucenici. Citesc de la versetul 35. A doua zi, Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui și, pe când privea pe Iisus umblând, a zis: iată mielul lui Dumnezeu. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Iisus. Iisus a întors și când i-a văzut că merg după el, le-a zis: ce căutați? Ei i-au răspuns: Rabi, care tâlmăcit însemnează, învățătorule, unde locuiești? Nu știu exact cât de pertinent a fost întrebarea asta, unde locuiești. Știți că Petru am avut o altă situație în care a zis să facem trei colibi și autorul zice acolo, a zis așa că nu știa ce să zică. Sau că într-adevăr au vrut să le permită Domnul să meargă cu el acasă, la el acasă, să-l asculte, să stea de vorbă. Și Domnul le-a răspuns: veniți de vedeți. S-au dus și au văzut unde locuia și în ziua aceea au rămas la el. Era cam pe la ceasul al 10-lea. Asta înseamnă 4 după masă. Cred că a fost o primă seară binecuvântată în care au părtășit multe, în mod sigur. Cred că și Domnul le-a spus, cred că și ei au întrebat, dar ceea ce rezultă de aici, în mod clar, ca o concluzie, după ce îi identifică pe cei doi, citim și versetul 40, unul din cei doi care auziseră cuvintele lui Ioan și merseseră după Iisus era Andrei, fratele lui Simon Petru. El, cel din tâi, a găsit pe fratele său Simon și a zis: noi am găsit pe Mesia, care tâlmăcit însemnează Hristos. Cred că, în parte, ei au înțeles asta din cuvintele lui Ioan. Și aici trebuie să facem mențiunea că, în general, ucenicii Domnului n-au fost preluați de la zero. Au fost mai întâi ucenicii lui Ioan. Au fost oameni care, ca și Simon, bătrânul, așteptau venirea Mântuitorului, așteptau mângâierea lui Israel. De aceea nu le-a fost greu să priceapă, doar așteptau momentul. Nu știau în ce fel se va derula, cum va fi. Nici Ioan Botezătorul nu știa toate detaliile. El a zis: cel ce m-a trimis să botez mi-a dat un reper. Peste cel pe care vei vedea porumbelul coborându-se, acela este. Dar pentru că erau în temă, erau inițiați în Scripturi, lor le-a trebuit doar puțin ca să înțeleagă. Citește și versetul următor, și l-a adus la Iisus, e vorba de Petru, Iisus l-a privit și a zis: tu ești Simon, fiul lui Iona, tu te vei chema Chifa, care tâlmăcit însemnează Petru. Dar după acest moment, așa după cum scrie în versetul 39, ei au rămas la el în ziua aceea și apoi s-au dus din nou la casele lor. S-au dus la activitățile lor, în serviciul lor. Eu cred că și Ioan a spus fratelui său Iacov, cred că și la Zebedei și la Salome. De altfel, Ioan și Iacov erau rude cu Domnul Iisus. Vreau să deschidem acum la Matei 4 și să vedem cum după acest moment, când deja ei îl cunoșteau pe Domnul nu doar din Scriptură, nu doar din spusele lui Ioan, chiar și din întâlnirea aceea, cum efectiv a avut loc chemarea și inima lor a fost pătrunsă de expresia aceasta repetată în Evanghelie: vino după mine sau veniți după mine. Citim de la versetul 18. Pe când trecea pe lângă Marea Galilei, Iisus a văzut doi frați, pe Simon, zis Petru, și pe fratele său Andrei, care arunca o mreajă în mare, că cereau pescari. El le-a zis: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Domnul a trecut pe lângă ei, dar ei îl cunoșteau deja. Îndată ei au lăsat mrejile și au mers după el. Cred că plecarea aceasta instantanee a avut o parte rațională. Deja cunoșteau ce v-am spus. Dar a avut și o parte lucrată
în acel moment de Duhul lui Dumnezeu. Atunci au fost pătrunși. Îndată ei și-au lăsat mrejile și-au mers după el. De acolo a mers mai departe și a văzut pe alți doi frați, pe Iacov, fiul Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor Zebedei și își crâpeau mrejile. El le-a chemat. Din nou, veniți după mine. Și îndată ei au lăsat corabia și pe tatăl lor și au mers după el. Deja al urma pe Domnul nu mai însemna pentru ei în acest moment doar să fie ucenicii lui, să-l asculte. Domnul le-a spus, vă fac pescar de oameni, am cu voi o lucrare. Când cineva se pocăiește, se simte mai întâi atras la mântuire. Nu consider că e normal să vină unul din lume și dintr-o dată să zică, eu mă simt atras să mă fac predicator, ca cel ce predic. Mai întâi se va simți atras la mântuire. Dar după aceea, după câteva întâlniri cu Domnul, Domnul poate să-i pună pe inimă o chemare specială pentru o anumită lucrare. Și vreau să observăm în Luca 5 că aceste chemări au fost întărite, au fost alte momente care au cântărit tot mai greu. De la versetul 1 scrie, pe când se afla lângă lacul Genezaret și lămbuzea norodul să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului pescare, ieșiseră din ele să-și spele mrecile. S-a simțit una din aceste corăbii care era a lui Simon. Deja erau foarte cunoscuți. S-a suit în corabia lui, l-a rugat să o depărteze puțin de țăr. Apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie. Dar asta, să zicem aproximativ, după câteva luni de lucrare, poate. Când a încetat să vorbească, zi lui Simon, departează la adânc și aruncați-vă mrejile pentru pescuire. Și știți că a avut loc acea pescuire minunată din care s-au umplut două corăbii. Și apoi scrie în versetul 10, după ce Petru a zis în versetul 8, Doamne, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. A înțeles într-un grad mai înalt cine este Domnul? Și cred că cu acest eveniment Domnul a făcut pe Petru să înțeleagă că pescuirea oamenilor pentru care îl chemase deja, nu este în stăpânirea lui și nu poate el să pescuiască. Nu stă în capacitatea noastră să mântuim, să facem ucenici, dar suntem chemați să facem această lucrare. Și dacă aici au prins sute de pești, să zicem, tot sub ungerea și puterea lui Dumnezeu de a fi pescar de oameni la predica de la Rusale și la cele ce au urmat, s-au adunat mii de pești, mii de oameni. El s-a văzut efectiv slab și Domnul i-a zis, nu te teme. L-a întărit. De acum încolo vei fi pescar de oameni. Ei au scos corăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Au lăsat corăbile pline. Numai bine, erau rezolvați ceilalți care lucrau pe plată la Zebedei și părinții. Haideți să observăm și chemările la alți trei ucenici. Matei capitolul 9, apostolul care a scris această evanghelie, cel care mai este numit și Levi, de la versetul 9. Omul acesta a fost într-o altă postură socială. Era funcționar fiscal. De acolo Iisus a mers mai departe și a văzut pe un om numit Matei șezând la vamă și i-a zis, vino după mine. Omul acela s-a sculat și a mers după el. Imediat după aceea, rezultă și de aici și din Marcu 2, el a dat o masă în casa lui. Pe când ședea Iisus la masă, în casă, iată că au venit o mulțime de vame și păcătoși și ei au șezut la masă cu el și cu ucenicii lui. Nu știu câți avea deja până atunci. Farisei au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor lui, deja știau pe unii ca ucenicii ai lui, pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vame și cu păcătoși? Iisus i-a auzit și le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Se pare că Matei, ca și ceilalți care erau prietenii lui, vame și alți păcătoși care i-a invitat, că e clar că n-a invitat decât cunoscuți și prieteni, oameni din aceeași tagmă ca și el, de același standard moral ca a lui. El a fost săltat din activitatea lui, cu asta nu vreau să spun că neapărat a fost un înșelător, dar profesia de vameș de atunci însemna multe complicații și majoritatea dintre ei erau corupți într-un fel sau altul, datorită autorităților romane, nu știu cât, și datorită sărăciei lor. Era într-un fel, cum se spune, fiecare de unde muncește, trăiește, se descurcă. Ceea ce este cert însă, după această chemare, Matei a rămas fidel pentru totdeauna. Hai să ne întrebăm ce a cântărit în inima lui Matei încât s-a decis, dintr-o dată. În toate cele trei evanghelii sinoptice, Matei, Marcu și Luca, adică aproximativ identice. Chemarea lui Matei apare după vindecarea slăbănogului coborât prin acoperiș.
Dacă așa sunt aranjate la toate trei, foarte posibil ca el să fi văzut în mod direct sau să fie auzit într-un mod clar de această lucrare. Și știți că iudeii cer semne. Și semnul acesta al iertării păcatelor de care un vame și avea nevoie și a unei puteri dumnezeiești la îndemâna Mântuitorului, l-a făcut pe el să se fundamenteze. Pentru el să fie clar. Știu cine m-a chemat, știu ce vrea. Să urmărim pe un altul. Ioan capitolul 1. Să știți că oamenii chemați în lucrare au chemări diferite și sunt recrutați din situații diferite. Deci unul din cei chemați foarte timpuriu. De la versetul 43 și 44. A doua zi, Iisus a vrut să se ducă în Galileea și a zis lui Filip, găsindu-l, vino după mine. Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru. Foarte posibil să fi fost și el ucenic al lui Ioan. Oricum, din cele ce voi citi imediat în versetele următoare, rezultă că și el era inițiat în Scripturi. Și cu aceasta îl abordăm pe un alt ucenic, Natanael, cel care în celelalte evanghelii apare sub numele Bartolomeu. Este un fapt unanim acceptat, poate cu extrem de mici excepții. Filip a găsit pe Natanael și i-a zis, noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și prorocii, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Deja întreaga scriptură pentru el avea continuitate cu evenimente petrecute în urmă cu 30 de ani, despre care Ana vorbise în templu, despre care Simon și alții cunoșteau. Natanael a zis, poate ieși ceva bun din Nazaret? Suspect. Vino și vezi, a răspuns Filip. Iisus a văzut pe Natanael venind la el și a zis despre el, în auzul lui, iată cu adevărat un izraelit în care nu este vicleșug. La care Natanael a răspuns, de unde mă cunoști? Înseamnă că era un adevăr, că Domnul știe care e un șmecheraș și care este un copil bun. Domnul nu-i încurcă. Singura excepție a fost Iuda. Drept răspuns, Iisus i-a zis, te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin. Nu știu ce eveniment s-a petrecut sub acel smochin, momentul chemării lui Filip sau vreun alt moment de meditație. Natanael a răspuns, și acum vă rog să rețineți, ce identificare profundă, înaltă, suficientă. O a doua expresie adresată de Natanael Domnului în dialog cu el. Rabi, învățătorule, hai să admitem că asta era mai ușor de zis. A doua, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Petru a declarat aceasta într-un mod definitiv mai târziu, dar el deja a înțeles. Tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel, adică cel trimis, cel hotărât să împărățească. Și vedeți ce viziune largă avea lucrarea Mântuitorului în mintea lui. Așadar înseamnă că Domnul cheamă oameni curați, oameni preocupați. Domnul, când i-a standardizat pe cei 12, nu s-a bâlbâit. Să știți și astăzi, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Domnul se uită din înălțimea cerurilor și ca la David altădată, ca la apostoli aici, își cheamă oameni. Numai că bisericile s-au cam îndepărtat de Scriptură și am introdus concepte omenești, un spirit democratic exagerat, din care Dumnezeu este cam scos din schemă uneori. Vreau să vă citesc din Luca capitolul 6 pentru a vedea cum s-a finalizat lucrarea aceasta de alegerea celor 12, pentru că nu sunt date detalii chemării tuturor. De la versetul 12, așadar, în zilele acelea Iisus a dus în munte să se roage. Fiul lui Dumnezeu s-a rugat înainte de a-i chema. Cât de mult ar trebui să ne rugăm noi? Și cât de mare drept ar trebui să-i dăm lui Dumnezeu să-i numească? Să ne facă de cunoscut. A petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Când s-a făcut ziua, a chemat pe ucenicii săi, din mai mulți, și a ales dintre ei 12, pe care i-a numit apostoli. Oare câți erau de față când Domnul a început? Oare le-a spus la început sau după aceea? Imaginați-vă că se strigă lista unor admiși pe niște locuri cu o concurență foarte mare. Dar asta nu depinde de noi. Simon a vrut și el ceva. Dați-mi și mie puterea aceasta. Și Petru i-a zis, tu n-ai parte, n-ai sorți și pe deasupra nu ești curat ca Natanael. Tu ești plin de fiere amară. Deci cei care nu sunt curați nici nu intră în calcul. Dar dintre cei curați intră în calcul cei pe care îi hotărăște Dumnezeu. Altfel vom fi ca și Iacob și Ioan și mama lor. Doamne, pune-l pe ăsta de-a dreapta și pe ăsta de-a stânga. De asta nu ține de cine dorește. Asta depinde de Dumnezeu care decide. Tatăl i-a confirmat fiul în noaptea aceea. Aceștia sunt Andrei, Petru, Iacov, Ioan, Filip, Bartolomeu, cel despre care
am zis că e Natanael, Matei, despre care am vorbit, Toma, Iacov fiul Alfeu, Simon Zilotul, Iuda fiul lui Iacov și Iuda Iscarioteanu, care s-a făcut vânzător. Foarte interesant cum scrie aici. S-a făcut. El n-a fost făcut să fie vânzător. S-a făcut vânzător. Dumnezeu a făcut pe toți oamenii, fără prihană, zicea înțeleptul. Dar ei umblă cu multe și retlicuri. După ce i-a ales, așa cum v-am spus în cazul primor patru ucenici, Domnul i-a așezat din ce în ce mai clar. 8:1 citesc, tot Luca. Curând după aceea, Iisus umbla din cetate în cetate și din sat în sat și propovăduia și vestea Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Cei 12 erau cu el și mai erau și niște femei, fiecare cu slujirea ei. Și apoi, citim din 9:1, Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi, care deja erau aleși, le-a dat putere și stăpânire peste toți demonii, s-o fi rugat pentru ei și-o fi pus mâinile peste ei, nu știu, și să vindece boalele. Apoi i-a trimis să propovăduiască în împărăția lui Dumnezeu, să tămăduiască pe cei bolnavi. Iată, în acel dialog ce le-a spus Domnul, să nu luați nimic cu voi pe drum, nici toiac, nici traistă, nici pâine, nici bani, nici două haine, în orice casă veți intra să rămâneți acolo până veți pleca din locul acela. Și dacă nu vor primi oamenii, să ieșiți din cetatea aceea și să scuturați praful de pe picioarele voastre ca mărturie împotriva lor. Ei au plecat și au mers din sat în sat, propovăduind Evanghelia și săvârșind pretutindeni din tămăduiri. Am citit aceste versete ca să înțelegem că tot ce le-a spus Domnul în discuția cu ei era foarte important. Când Domnul stă de vorbă cu cineva, acele cuvinte sunt de o autoritate absolută. Când Moise se cobora de pe munte de la Dumnezeu, el nu-și putea să-și permită să parafrazeze într-un mod care volatizează spusele Mântuitorului. Așa le-a spus, așa trebuiau să fac. A fost o exprimare directă a Domnului către ei și eu cred că e la gata, dacă ar fi să luăm în comparație sistemul militar, au zis, am înțeles. Sau dacă n-au înțeles, au întrebat, Doamne, cum ai zis, vreau să-mi spui bine, clar. Așa o să fac. Doamne, ajută-ne și nouă. Vorbeam despre Iuda și vreau să menționăm ceva. Ioan 6, tot în legătură cu cei 12 și cu el, de la versetele 66 la 71. Din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. N-au înțeles predica cu pâinea Iisus, pâinea vieții. Atunci Iisus a zis și lor 12, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu. Iisus le-a răspuns, nu v-am ales eu pe voi cei 12 și totuși unul din voi este un demon. Vorbea despre Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanu, căci el avea să-l vândă el, unul din cei 12. Deci, cei 12 s-au stabilizat. Au rămas cu Domnul, făceau lucrările în care Domnul îi trimitea. Și în timp ce ei se stabilizau, se contura rătăcirea lui Iuda. Și din nefericire, așa se întâmplă întotdeauna. Când Domnul cheamă pe cineva, îl întărește, îl crește, dar și care apuca să rătăci. Cei răi vor merge din rău mai rău. Și întrucât prin putere și dacă e vorba de învățători, vor rătăci și pe alții. Doamne, ferește-ne de ei. Și după înviere, citim în Ioan 21, cred că s-a finalizat chemarea lor. Încă după înviere, cel puțin în dreptul lui Petru, mai apare expresia, vino după mine. După ce Domnul i-a surprins la pescuit, scrie aici în 21:10, aduceți din pești pe care i-a prins acum, după ce Domnul le spusese în versetul 5, aveți ceva de mâncare? Și același Domn care altă dată le-a dat direcția unde se arunce mreaje, le-a spus din nou, acolo-s pești. Și Domnul i-a aștepta pe mal încă cu alți pești ca să mănânce. Versul 12, veniți de prânziți. Iată că Domnul, pentru cei care i-a chemat în lucrare, are grijă de ei și în plan material, i-a chemat la o masă și apoi îl întreabă pe Petru dacă îl iubește și citește de la versetul 19 și după ce a vorbit astfel le-a zis, vino după mine. Petru s-a întors și a văzut venind după ei pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care la cine se rezemase pe pieptul lui Iisus și zisese, Doamne, cine este cel ce te vinde? Petru s-a uitat la el și a zis lui Iisus, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Iisus i-a răspuns, dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Și din acel moment, Petru a rămas stabil și după cum tot Domnul a spus, a întărit și pe alții și chemarea lui a fost definitivă. Se observă uneori la lucrătorii tineri că Domnul îi cheamă, ei înțeleg, îi mai cheamă odată, ca și în Vechiul Testament când câte unul a fost uns de două ori până să ajungă împărat. Și poate au îndoiele, poate spune uneori, Doamne, eu nu sunt mai bun, sunt păcătos.
Și Ilie a avut un moment în care zice, Doamne, am viață, nu-s mai bun decât părinții mei. Ilie, acum trebuie să mor, mese, duci unde spun. Să-ți faci lucrarea. Trebuie să ajungem la momentul irevocabil când am înțeles, Doamne, asta mi este lucrarea. O fac. Vino după mine, da cu alții, lasă-i pe alții. Și Petru a înțeles că trebuia să suferă ca martir. Doamne, să vin după tine, să fiu ucenic și în final să mor? Dacă vrei să fii ucenic, vii după mine. Și cei 11? Știți că apoi li s-a adăugat Matia, mai târziu Pavel, despre care vom vorbi, au rămas fideli Domnului. Vreau să privim în Evanghelie la chemarea altor ucenici. Că poate ni se pare, a, cei 12 au fost niște titani, niște oameni speciali. Dar noi? Pe lângă cei 12, citim în Luca 10, Domnul a avut încă 70, de la care nu știm nici măcar numele. Să nu uităm că în biserica primară toți erau numiți ucenici. După aceea, Domnul a mai rânduit alți 70 de ucenici și i-a trimis doi câte doi înaintea lui în toate cetățile și în toate locurile pe unde avea să treacă el. Și, de fapt, și ei aveau de făcut aceeași lucrare în misiunea respectivă. Să provăduiască, să vindece bolnavi, să scoată afară pe satana. Iată-i la întoarcere, de la versetul 17. Cei 70 s-au întors plini de bucurie și au zis, Doamne, chiar și demonii ne sunt supuși în numele Tău. Versetul 20, totuși nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Ideea că ești mântuit trebuie să fie superioară ideii că tu ești cineva în lucrare de acum și îți dai seama ce autoritate ai. În ceasul acela Iisus a bucurat în Duhul și a zis, Tată, Doamne al cerului și al pământului, te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, fiindcă așa ai găsit tu cu cale. În Israel era un Sanhedrin de 70. Sanhedrin înseamnă cei așezați împreună. Și ei considerau că sunt autoritatea lui Dumnezeu și plin de puterea lui Dumnezeu. Nu știau că Domnul alesese alți 70 de copii spirituali, dar care vreau să crească și i-a pus în loc la bătrânii aceia. Că Dumnezeu, așa cum v-am spus, și cum bine știți, și să nu uităm, este stăpân să aleagă. A îndepărtat pe unul înalt și a ales pe un copil și l-a umplut de putere și l-a dus pe front și s-a dovedit că numele Domnului rămâne plin de slavă. S-au întors biruitori cei 70. Pe lângă ei, Domnul a chemat mulți alții în lucrare. Iată ce a spus Domnul în Luca 9, de la versetul 23. Apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi, astea țin de mântuire. Să te lepezi de tine și să-ți porți crucea. Orice om ce vrea să fie mântuit. Dar să fii ucenic, să faci o lucrare, înseamnă și ultima parte și să mă urmeze. Citim de asemenea și din Luca 14, de la versetul 25. Condițiile pentru un ucenic. Împreună cu Iisus mergea multe noroade. El s-a întors și le-a zis, dacă vine cineva la mine și nu urăște pe cei de aproape, tată, mamă, nevastă, copii, frați, surori, ba chiar însăși viața sa nu poate fi ucenicul meu. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Și versetul 33, tot așa oricine din voi care nu se leapă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Iată că Domnul este dispus, are nevoie de lucrători, dar sunt condiții serioase. Ca să-ți poți face misiune, ca să-L asculți pe Domnul, dar să-L asculți, așa cum am spus că stăteau cei 12 înaintea Lui, cum zice în Isaia, să asculți ca niște ucenici, să-ți fie tăiate urechile împrejur, străpunse. Nu mai poți să iei aminte și la glasul celor din jur. Iei tonul de la Domnul. Dacă vrei să faci o lucrare pentru El, trebuie să mai renunți la lucrurile tale. Mi-amintesc de cineva care la tinerețe a avut un mesaj în care Domnul îi spunea prin Duhul, vei avea o cruce de dus. Și nu se referea la cruce că va avea chin cu cineva sau mare supărare. Se referea la crucea lucrării și se continua în mesaj astfel. Pentru că va trebui să nu te prețuiești pe tine pentru lucrarea mea. Asta înseamnă ucenicie. Să te dai Domnului, să fii a Lui și la îndemâna Lui. Doamne, ajută-ne! El te face slobod. A zis celor ce crezuseră în El. Veți cunoaște adevărul, veți deveni slobozi. Liberi și veți putea să fiți ucenici, să faceți o lucrare pentru mine. Fie orice lucrare. Domnul prețuiește orice lucrare. Vreau să observăm câteva chemări particulare pe lângă acestea generale. Citesc din Matei capitolul 8, de la versetul 18.
că fiecare are problemele lui și oamenii sunt tare diferiți. Iisus a văzut multe noroade în prejurul lui și a poruncit să treacă de cealaltă parte. Atunci s-a apropiat de el un cărturar, parcă ne-am bucurat noi când vedea unul cu școală și el avea școală în domeniul religios, dar după educația ce era atunci, înseamnă că era și un om emancipat în plan social. Învățătorule, vreau să te urmez, unde vei merge? Iisus i-a răspuns, ca unul care sigur îl cunoștea. Vulpile au vizuin și păsările cele au cuiburi, dar fiul nu are unde și-o digni capul. Vrei să vii după mine? Știi ce e asta? Nu ține doar să știi. Ucenicia are sacrificii. Domnul chiar le-a spus, când plecați în misiune, nu vă frământe ce aveți și ce n-aveți. Ba încă, l-abordăm imediat, la unul i-a spus, dacă vrei să faci cu adevărat misiune, trebuie mai întâi să se răcești. Un altul, versetul 21, care între ucenicii a zis, Doamne, dă-mi voie să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Vino după mine. I-a răspuns Iisus și lasă morți să se îngroape morți. Să nu înțelegeți cu asta că era tatălui atunci mort. Știți că la evrei îl înmormânta imediat. Dacă era tatălui mort atunci, nu era acolo. L-ar fi înmormântat de grab. Prin asta se înțelege că el ar fi fost gata să-l urmeze pe Domnul, dar în timp, o vreme. Vedeți, cam astea sunt în general problemele, adică problemele vieții, care te împiedică să poți să fii un ucenic curat, adevărat, dăruit, total. Probleme care țin de confort, de legătura cu cei dragi, de posesiuni, de conceptualizările tale. Și mai există un detaliu în Luca 9, tot legat de acesta, de la versetul 61. Un altul a zis, Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să mi-au rămas bun de la ai mei. Iisus i-a răspuns, oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Se pare că inima lui era cumva așa frântă, împărțit. Se uita și la Domnul, s-ar duce, ar face. Nu s-ar fi rupt nici de ai lui. Nu uitați că pentru a fi ucenic uneori trebuie să lași tată, mamă, să duci în misiune, frați, surori. N-am înțeles versetul ăsta până când am stat mai multe zile plecat pe aici pe acolo. La început poate până omul tânăr se duce așa de voiajor, e turist, îi place, alții mai merg așa, că e companie. Dar după aceea nu mai te duci ca turist. Te rup greu. Și mi-am amintit nu odată de aceste versete, că trebuie să-i lași și să te duci. Alteori chemarea te face să-ți lași lucru. Să rămână negata și îl faci mâine, îl faci altdată, că te cheamă ucenicie. Fie părtășia, fie problemele, rămâne în urmă. Asta mi-a rămas bun. Și știți cum s-a rămas bun? În Vechiul Testament, în Judecător 19, unul încerca să-și ia rămas bun de la socru. Și l-a mânat vreo 3 zile. Dacă de la socru se ia rămas bun așa greu, dar de la tata. Durează săptămâna întreagă. Și vremea se consumă. Și nu m-a apus să faci lucrarea Domnului. Să-l urmărim pe tânărul bogat, care apare și el în 3 evanghelii, să citim din Matei 19, de la versetul 16. El a intrat într-un dialog cu Domnul pe tema moștenirii vieții veșnice, a mântuirii. Ce să fac, să o am? Iisus i-a răspuns, de ce mă întreb ce bine? Binele este unul singur, dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Care, a zis el? Și Iisus i-a răspuns, să nu ucizi, să nu prea curvești. Și a menționat câteva. Să cinstești pe tatăl tău și apoi el a prezentat în sinteză, în porunca aceasta completă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Tânărul i-a zis, toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Ce mai lipsește? Deci, mai întâi, un ucenic trebuie să aibă un standard moral potrivit Scripturilor. El, problema aceasta o avea rezolvat. Să zicem, așa a afirmat Domnul, nu l-a contrazis la acest punct. Dacă vrei să fii desăvârșit, aici puneți accentul odată pe dacă vrei, este o opțiune. Și pe desăvârșit, adică întreg așa cum te-ar vrea Dumnezeu, du-te de vinde ce ai, de la săraci și vei avea o comoară în cer, apoi vino și urmează-mă. O abandonare completă. Nu li se cere la toți să vândă, măcar că cei din biserica în Ierusalim așa au înțeles. Dar ți se cere să te deslești de ele atunci când e nevoie, să poți să le lași. Și ca să înțelegeți că e vorba doar să le lași în mintea ta, vă dau 2 dovezi. Ucenicii au înțeles că e pe de-a dreptul și trebuie să vinzi tot ce ai și atunci nu mai poate fi mântuit nimeni. Și Domnul a zis, cât de a nevoie vor intra cei ce se încred, nu neapărat cine le are. Și a doua dovadă, a zis, oricine va lăsa tată, mamă, frat, surori, soție, avere, de acum ca să faci misiune trebuie să te desparți de nevastă, adică o lași acasă liniștită și duci în misiune. Și averea, o lași acolo liniștită și tu te duci. Nici nevasta nu ți-o vinzi, nici averea nu trebuie să ți-o vinzi, averea în unele situații, că el nu putea altfel. Cineva spunea, nu știu, probabil Domnul pentru tânărul bogat a avut o chemare înaltă ca pentru apostoli, ar fi vrut să intre în cei 70, nu știu.
e datat în Evanghelie mai târziu. Ce a vrut să facă Domnul din el, nu știu. Dar i-a cerut ceva special. Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat pentru că avea multe avuții. Și vă rog să rețineți, dacă nu te poți dezlega, nu vei avea pasiune și nu o să ai timp. Și fără pasiune și timp, nu se face ucenicie. Dacă ai pasiune, îți faci vreme. Dar dacă ai multe, ești ca Marta și nu mai știi cum să le pui și ce să faci și când să faci. Am auzit recent despre un păstor, e caz real, s-a privatizat și atât de mult îl solicită partea aceasta încât l-a pus pe un altul păstor acolo și el s-a retras și a rămas patron. Poate că a fost sincer într-un fel și-a dat seama că nu le poate face pe amândouă într-un mod dăruit. Dar dacă tânărul bogat n-a fost demn de chemarea aceasta, vreau să vă prezint unul demn, unul care de asemenea era bogat, nu în aur, fapte nouă, dar avea alte valori. E vorba de Saul, cel devenit apostolul Pavel. De la versetul 3. El a fost chemat în dialog cu Domnul. Pe drum, când se apropia de Damas, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Iată primele cuvinte. Cine ești tu, Doamne? A răspuns el și Domnul a zis: Eu sunt Iisus, pe care îl prigonești. Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Domnul i-a vorbit pe scurt și pentru detalii l-a trimis la Anania, pe care tot Domnul l-a instruit aici, de la versetul 11. Domnul a zis: Scoală-te, du-te acolo, este unul Saul, se roagă, spune-i toate acestea. În versetul 17, Anania s-a dus la el, a fost vindecat, a fost umplut de Duhul. Tot el mai zice câteva detalii în fapte 26 despre acest moment al chemării, de la versetul 15. Să știți că Domnul s-a ocupat îndeaproape de Pavel. Cine ești, Doamne? A răspuns eu. Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești, dar scoală-te și stai în picioare. Căci m-am arătat ție, efectiv l-a văzut. De aceea zice Pavel în Corinteni 15, în urmă, ca unei stârpituri mi s-a arătat și mie. El a stat de vorbă cu Domnul, a primit Evanghelia direct din partea Domnului, de aceea zice el că nu este de obârșie omenească. Ca să te pun slujitor și martor atât al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și al lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le, oare ce lucruri? Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimit. Și-a înțeles chemarea. Tot el zice în Filipeni 3 despre prețul chemării, de la versetul 4. Măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești, adică avea pe ce să-i sprijini, avea niște aturi, poziție. Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Eu care sunt tăiat în prejur, a opta zi din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea fariseu, în ce privește râfna pregonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea fără prihană. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, avantaje, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Câți oameni pot și astăzi să declare la fel și să-și facă inventarul lucrurilor pierdute, ca să aibă dreptul la mântuire și să-și poată împlini chemarea? E suficient să fii unul unde oamenii se adună la rugăciune. Lucrurile tale o să fie deranjate, orarul o să fie perturbat și ai pierdut timp liber, pierzi, dar câștigi. Unde? La răsplată. Și să fiu găsit în el, nu având o neprihănire a mea. El le reia toate și le pune în ordine dată de Dumnezeu pe care mi-o dă legea. Și aceea care se capătă prin credință în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și apoi de la versetul 13, fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, adică nu am ajuns la finalitatea chemării, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Ce este în urmă, asta ne încurcă pe noi. Alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Doamne, pune și noi gândul acesta. În Evanghelii se scrie și despre ucenicii nascuns. Ioan, capitolul 19, versetul 38. După aceea, Iosif din Arimatia, care era ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns, de frica iudeilor, a rogat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Iisus de pe cruce. Pilat a dat voie, el a venit deci și a luat trupul lui Iisus. Și a făcut și el partea lui. A sprijinit financiar și a intervenit la autorități. El avea un cuvânt de spus. Dar foarte interesant că de data asta a avut îndrăzneală. Ba chiar într-un moment greu.
Se pare că și Nicodim era un ucenic pe ascuns și alții, dar de frica iudeilor, nu-l mărturiseau. Cine a rămas toată viața ascuns, nu știu dacă e demn de ucenicie, dar cine s-a trezit de la o vreme, merge. Și vreau să închei amintindu-vă două lucruri. Chemarea la ucenicie o face Dumnezeu. Tu poți să o respingi sau poți să o accepți. A spus Domnul Iisus în Ioan 15, versetul 16, nu voi m-ați ales pe mine. Și de aceea, ținând cont că lucrătorii în mod special sunt părinții spirituale celor din biserică, nu cred că e normal copiii să-și aleagă părinții. Bunicii au născut pe părinți și părinții îngrijesc de copii. Nu noi ne alegem forma în care vrem să-i slujim lui Dumnezeu și uite, Doamne, n-ai ce face, noi te punem împărat peste noi și tu trebuie să fii împăratul nostru, că noi te-am ales. Știți că Domnul atunci când a vrut să-l pună împărat, n-a vrut? Pentru că sensul este exact invers. El este împărat și el își introduce oamenii în împărăție. El era învățătorul și el și-a chemat ucenici pe care la rândul lor să-i facă învățători. Eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți. Întâi v-am spus veniți la mine și apoi le-a spus duceți-vă în toată lumea. Să mergi să aduceți roadă și roada voastră să rămână, pentru că orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea, pentru că sub patronajul lui v-am pus. Și dacă atâtea cere ucenicia, nu rămâne în final decât să vă amintesc că dacă cere tot și oferă tot. Ați înțeles? Ucenicia cere tot, dar și Dumnezeu oferă tot. Iată ce a zis Petru în Marcu, capitolul 10, de la versetul 28. Cuvintele acestea, în dialog cu Domnul, sunt chiar atunci, după discuția cu tânărul bogat. Iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Iisus a răspuns, pentru că Petru a întrebat cu ce ne alegem. Expresia apare în alte evanghelii. Adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau copii sau holde pentru mine și pentru evanghelie. Pentru Domnul este fie atunci când te dăruiești lui, fie atunci când este o prigoană. Dar pentru Evanghelie este atunci când te duci să-ți faci ucenicia ta, să-ți faci lucrare. Și să nu primească acum, în viacul acesta, de 100 de ori mai mult. Tot ce a lăsat, case, frați, surori, mame, copii, holde, împreună cu prigoniri. Iar în viacul viitor, viața veșnică. Dumnezeu să vă conștientizeze de răsplată. Cine face lucrare pentru Domnul nu păgubește nici aici. Eu știu, familie tânără care și-a pus pe inimă să slujească pentru Domnul. Nu s-au gândit la lucruri mari. Slujim în ce ne dat, în ce putem. Stăteau pe chirie și-au cumpărat o mașină, copiii veneau și niște voci, aparent binevoitoare din jur, au zis, casă n-au, copiii fac, mașina o distruge cu evanghelizările, ce o să fac? Când mașina aceea s-a epuizat, Dumnezeu a rânduit una, un mod foarte interesant, mai bună, dar pe prețul de la aceea. Și când s-a epuizat și a doua, Dumnezeu a rânduit alta. Și Dumnezeu a rânduit și casă după aceea, căci Dumnezeu este credincios. Dacă noi trebuie să fim atenți în ce ne-a spus, uite, asta trebuie să faceți voi. Asta. Credeți că El nu este atent cu ce a zis El că face? Voi duceți-vă să faceți în lucrarea mea și eu vă spun că vă dau și aici. Case, frați, surori, holde dacă ți le-ați lăsat și prigonire. Cu asta trebuie să ne obișnuim, că nu o să ne laude lumea. Cel mai bun caz, ne lasă în pace. Și în viacul viitor, dar asta nu-i destul, în viacul viitor, viața veșnică, cu răsplata de rigoare. Fiecare, după cât a făcut, după osteneală, Doamne, uite-te la noi și mai zi-ne odată, vino după mine. Dacă și la ucenici le-ai spus de mai multe ori, vino după mine, veniți. Și mi-este dat să adaug ceva. A zis Domnul Matei 10, apropo de ucenicie și de slujire, cine va primi pe un ucenic, va primi o răsplată ca a lui. Să găzduiești un om credincios e o trudă mare. Să contribui într-un fel sau altul la lucrarea lui Dumnezeu. V-am spus, toate au valoare și nu se pot face una fără cealaltă. Doamne, ajută-ne să ne înțelegem chemarea și să o putem face uitându-ne înainte. Și nu doar în ideea că ne va da ceva așa substanțial în împărăție. Cu asta ne ajutăm în momente de ispite. Dacă ne uităm ce am pierdut, ne uităm în față și Domnul la tânărul bogat. Te uiți ce pierzi, uite-te că vei avea o comoară în cer. Și apoi vii, mă urmezi și pentru restul discutăm. Ce cheltui pe deasupra îți dau la întoarcere, nu-i problemă. Domnul să fie slăvit
că a hotărât să lucreze împreună cu noi. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.